Hristos a înviat! Slăvit să fie numele Domnului! Ne bucurăm și în dimineața aceasta că suntem la sărbătoare, împreună, în părtășie, în casa lui Dumnezeu. Este un har și o binecuvântare pentru noi și am vrea să beneficiem din plin de binecuvântarea Domnului. Am vrea să stăm cu inimile deschise înaintea Lui, înaintea cuvântului Său, părtășia noastră să înalțe numele Domnului și să ne aducă bucurie și izbăvire. Am vrea cu toți, așa cum stăm în dimineața aceasta, să cerem prezența lui Dumnezeu peste întreaga atmosferă din casa Domnului și fie ca Domnul să ne dăruiască din belșug. Așa cum stăm, plecăm capetele și invocăm prezența Domnului. Amin.
Și în dimineața aceasta spunem de toată inima, cuvântul Domnului este viu, adevărat și de folos fiecăruia dintre noi. Cuvântul Domnului este cel care împreună cu Duhul Sfânt transformă inimile, mințile, viețile noastre ale fiecăruia. Cuvântul Domnului traversează secole, milenii, dar rămâne vrednic și în picioare. Și astăzi vom deschide Cartea Sfântă în Vechiul Testament, pagina Bibliei 730, Cartea Isaia, capitolul 59, începând cu versetul 15. Cuvântul Domnului va fi și este de folos pentru noi și pentru timpul care ne stă înainte, pentru timpul de rugăciune, am dorit ca Dumnezeu să ne dăruiască putere, să ne ancorăm viața în El și să primească Domnul cererile și rugăciunile noastre. Dacă ați găsit, citim cu luarea minte cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă. Își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu, care se odihnește peste tine și cuvintele mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta de gura ta, nici de gura copiilor tăi, nici de gura copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Amin. Reocupăm locurile și împreună cu toată biserica lăudăm numele Domnului prin cântare și apoi fratele Liviu Nicoară ne va motiva pentru următoarea rugăciune și zic ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Când eram rătăcit, Iisus m-a aflat, din păcate m-a ridicat. Viața El mi-a schimbat, El m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești. Să-ți doară de luni.
Domnului Iisus, mă bucur că într-o această dimineață să fim împreună și spun din toată inima ca Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Împreună cu Duhul Sfânt și Domnul Iisus. Amin. Se citea în dimineața aceasta câteva versete atât de deosebite, pe care de multe ori, poate când citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ne axăm mai mult pe cuvântul care stă scris în Noul Testament și este bine. Dar uitați ce cuvânt deosebit stă scris în cartea prorocului Isaia. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei al lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Noi știm că răscumpărătorul nostru a venit și îl slăvim în dimineața aceasta. Acesta este Domnul Iisus pe care vrem ca în această dimineață să-L proslăvim și El ne cheamă pe fiecare dintre noi să stăm la masă cu El. Îndemnul meu la rugăciune este să ne cercetăm bine și să vedem oare în dimineața aceasta putem noi sta cu inima largă deschisă înaintea Domnului și să spunem, Doamne, dacă într-această săptămână poate m-am pregătit într-un mod deosebit pentru a sta la masă cu Tine, oare nu este nevoie ca în fiecare zi eu să mă pregătesc? Haideți fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem ce este de făcut pentru pregătirea noastră ne-am întâlnit cu Domnul, mai mult ca niciodată, căci răscumpărătorul nostru a venit și dacă aici scrie că pentru cei al lui Iacov, pentru Israel, noi știm că noi suntem copii al lui Avraam, căci Domnul Iisus ne-a înfiat. Slăvit să fie Domnul! În această dimineață, de asemenea, aș vrea să vă îndemn să ne gândim, oare cum am putea noi să-i mulțumim Domnului? Știm că prin cuvintele noastre, prin rugăciunile noastre, este singurul mod în care putem să-i spunem lui Dumnezeu că ne bucurăm că ne binecuvintează, ne bucurăm că suntem sănătoși, ne bucurăm că avem cele trebuincioase și ar trebui ca neînceta gura noastră să-i mulțumească lui Dumnezeu. În această dimineață, frații mei, să ne punem fiecare întrebarea dacă până aici Domnul ne-a ajutat și ne-a binecuvântat într-o țară străină, oare suntem noi cu adevărat lumina pe care o vrea Domnul? Oare vrea Domnul de la noi? Oare noi facem îndeajuns înaintea Domnului în așa fel încât El să își continue să-și reverse binecuvântările peste noi? Dacă va veni o zi în care El își va retrage mâna, oare vom putea noi să rămânem în picioare? Hai să cerem înaintea Domnului în această dimineață ajutor, mulțumindu-i pentru tot ceea ce a pregătit pentru noi. Vă invit în numele Domnului să ne ridicăm în picioare și voi citi câteva versete din Psalmul 27, unde cuvântul Domnului spune: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Haideți să ne rugăm înaintea Domnului și cu aceste cuvinte să mulțumim pentru tot binele pe care l-ai făcut până aici și de aici în continuare să fim încredințați că El va purta de grijă vieții noastre. Amin.
reocupăm locul și corul mixt al Bisericii Elim va lăuda numele Domnului prin cântare și apoi fratele Carmen Levi ne va motiva pentru următoarea rugăciune și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Hristos a înviat. Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Adevărul. Cine este adevărul? Domnul, cel tare, cel viteaz, cel mare. Haleluia. Cuvintele Domnului Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Amin. Haleluia. Amin. Au frații care o cântă: adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul e adevăr și stă în picioare. Haleluia. Domnul Iisus Hristos stă în picioare. Amin. Pentru mine în această dimineață. Din nou, Domnul Iisus Hristos printre noi. Haleluia. Din nou, Domnul Iisus Hristos printre noi. Aici, în mijlocul dumneavoastră, reprezintă cina Domnului. Din nou, Domnul Iisus Hristos după înviere vine la noi, în secolul 21. Din nou, printre noi, astăzi aici, vrea să stea la masă cu mine. Haleluia! Dăm noi cinste Domnului Iisus Hristos? Eu am venit să-i dau cinste Domnului Iisus Hristos. Pentru că merită Domnul Iisus Hristos cinstea. Mâna Domnului prea scurtă să mântuiască? Mâna Domnului prea scurtă să mântuiască? Urechea Lui prea tare ca să audă?
No. Ci nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Hai milă, Doamne Iisuse! De faptele noastre, ai milă de vorbele noastre, ai milă de trecutul nostru și am venit în această dimineață să cerem iertare de la Tine. Știm că ești un Dumnezeu bun, milos, știm că ești un Dumnezeu mare și puternic și vrei să ne eliberezi și să ne ridici. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Nu mâna Domnului este prea scurtă, ci nelegiuirile noastre, păcatele noastre, faptele noastre, greșelile noastre, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, din nou printre noi, la cină. Domnul Iisus Hristos vrea să cineze cu tine și cu mine. Domnul Iisus Hristos vrea în această dimineață să cineze cu noi biserica. A fost odată Domnul Iisus Hristos la cină cu ucenicii. Domnul Iisus Hristos la cină cu ucenicii. Și fiți atenți, în timpul cinei, în timpul cinei, în Ioan, în capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2, în timpul cinei, Iisus, versetul 3, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. Fiți atenți, în timpul cinei, când Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii, în timpul acela, Domnul Iisus Hristos s-a sculat de la masă, era ca și un amvon. S-a sculat de la masă, s-a dus jos în mijlocul lor și fiți atenți cuvântul Domnului. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins cu el. S-a dus la Andrei, s-a dus la Iacov, s-a dus la Filip, dar vine înaintea lui Simon Petru și zice, fiți atenți, a venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Adevărul-i adevăr și stă în picioare. Și stăm înaintea unui adevăr sfânt, Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos cu ucenicii s-a dus înaintea lui Simon Petru și a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, biserică, este valabil astăzi? Amin. Doar un simplu amin. Cuvântul lui Dumnezeu e pentru noi, biserica, secolul 21. Amin. Mie să-mi speli picioarele? Tu să-mi speli mie picioarele? Și fiți atenți, cuvintele Domnului Iisus Hristos, care așa m-au încurajat și a zis. Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi. Și m-am uitat și am văzut că de multe ori nu pricepem cartea aceasta sfântă, cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l pricep. Nu-l pricepem în totalitate, dar Dumnezeu vrea ca atunci când citim această carte, să o înțelegem. Amin. Petru, tu nu înțelegi. Dar fii atent. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată, tare la cerbice, niciodată nu vei spăla mie picioarele. Din nou, răspunsul Domnului Iisus Hristos. Din nou, cuvântul Domnului Iisus Hristos. Dacă nu te spăl eu, dacă nu te spăl eu, acum, față în față cu tine, acum, nu vei avea parte deloc cu mine. Ne pune pe gânduri cuvintele Domnului Iisus Hristos, adevăr, chiar dacă doare. Cuvântul care a început fratele Viorel, adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi biserică. Amin. Amin. Înțelegem noi cuvântul lui Dumnezeu? Amin. Doamne ajută-ne. Suntem la cina Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, așa îmi place, ori de câte ori sunt la cină, împreună cu familia, ne strângem toți. Și toți suntem la masă. În această dimineață, Dumnezeu ne-a strâns pe toți să cinăm cu El. Cine cinează cu mine are viață. Aleluia!
Eu vreau să am viață. Amin. Și am venit să iau parte la cina Domnului împreună cu Domnul Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos este cu noi aici. Din nou printre noi. Vrem să ne ridicăm în picioare, să-i mulțumim. Pentru că El s-a jertfit, El s-a dat pentru noi și suntem recunoscători. Am greșit, cerem iertare de la Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos. El vrea să ne ridice, El vrea să ne dea putere să ne ridicăm în numele Lui, să stăm la masă cu El. Cine mănâncă, are viață. Cine nu mănâncă, n-are viață. Haideți să-i mulțumim Domnului Iisus Hristos, care este adevărul. Amin.
reocupăm locurile și din nou corul bisericii va lăuda numele Domnului prin cântare. Și binecuvântat să fie numele Domnului. El este adevărul, El este calea, El este lumina, El este nădejdea noastră și El este prezent în locul acesta, prezent în fiecare moment al vieții noastre cu noi. Fără adevărul, fără moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, lucru deosebit pe care îl sărbătorim și astăzi, fără lucrurile acestea, fără Duhul Sfânt, omenirea este sortită eșecului și pieirii. Dar trebuie să purtăm zilnic în inimile noastre acest adevăr, această lumină.
cuvântul Domnului, Duhul Său cel Sfânt, zilnic, pentru că avem de luptat, suntem supuși atâtor și atâtor atacuri din exterior. De multe ori, mergând unde sunt mulțimi de oameni, mă uit așa în jurul meu și mă întreb, oare câți oameni de aici, din locul acesta, cunosc numele Domnului? Și au plecat în dimineața aceasta acasă, genunchi înaintea Domnului. Trăiesc oamenii ăștia oare după principiile lui Dumnezeu? Și mă uit la câtă viermuială, la câtă mișcare de oameni și mă întreb, oare cât sunt dedicați lui Dumnezeu? Cât sunt conștienți de prezența lui Dumnezeu în fiecare secundă, în fiecare moment? Am văzut un reportaj la televizor despre o întâmplare din Australia. Un grup de vreo 10 copilași, așa până la 10 ani, învățătorul i-a pus să arunce pe o țintă cu niște mingi așa ca de ping-pong, care se lipeau cu scai, pe o țintă, stând cu spatele, să arunce mingiuțile alea, să se lipească. Sigur, neîndemânatici, unul a aruncat pe aici, unul pe jos, în fața unei linii. Apoi profesorul le-a spus, eu voi ieși din cameră și fiecare va intra și să arunce acolo biluța. Unul, doi au încercat să arunce și au fost între ei câțiva isteți, care au luat bila, s-au dus și au lipit-o direct pe țintă. S-au uitat în stânga, în dreapta, văzând că nu-i vede nimeni și au lipit bila acolo, s-au așezat la linie și au spus, eu am reușit. Atunci învățătorul le-a spus așa altceva. Acum am să ies de aici și pe scaunul ăsta stă o zână, de a ei prezent aici și vă veghează. Atenție, ea vede tot ce faceți. Și acum intrați înapoi pe rând fiecare și aruncați. Ei, de data asta, conștienți că acolo este o zână, care nu o vedea, unul s-a dus și-o pipăi scaunul să vadă dacă găsește zâna, au încercat să arunce biluțele la țintă. Și totuși, conștienți că este o zână acolo lângă ei, s-au găsit dintre ei unul, doi care au mers și totuși au trișat și au lipit mingea la țintă. Lucrul ăsta mi-a dat de gândit și m-am întrebat, în viața noastră, în trăirea noastră, suntem noi conștienți că deasupra noastră și în jurul nostru prezența lui Dumnezeu este zilnic? Trăim noi ca și cum am fi în prezența lui Dumnezeu în fiecare secundă? Sau, ca și mulți dintre copilașii ăștia, trișăm și lipim acolo și noi mingiuțele? Stăm înaintea unui Dumnezeu viu, sfânt, adevărat, un Dumnezeu care ne cunoaște. El ne cunoaște și succesul, și eșecurile, și problemele, și nevoile. Este un Dumnezeu bun, sfânt. Dar iată, cuvântul Domnului spune așa, Domnul se îmbracă în neprihănire ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acopere cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia și se va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, e adevărat, sfânt, binevoitor. Dar în același timp, Domnul este un foc mistuitor. Și El ne cere să fim asemeni Lui, sfinți. Ne cere să trăim ca și cum l-am vedea cu ochii de carne, pentru că el a fost văzut cu ochi de carne pe pământ. Dar adevărul s-a făcut nevăzut, spune cuvântul lui Dumnezeu. El a plecat în veșnicii să ne pregătească un loc. Acum doar îl vedem cu mintea și cu ochii credinței și fie ca Dumnezeu să ne dăruiască din plin. Și atunci când mijlocim în locul acesta și când suntem acasă și când suntem la muncă sau în orice împrejurare a vieții noastre, fie ca inimile noastre să fie pline de Dumnezeu. Amin. Și este foarte bine că orice timp de rugăciune îl începem cu o rugăciune acasă sau aici, o rugăciune de iertare, o rugăciune prin care să implorăm iertarea lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Pentru că astfel, iertați, sfințiți, să putem mijloci și pentru celelalte cauze. Și în dimineața aceasta suntem chemați să mijlocim pentru suferință, pentru nevoi, pentru atâtea și atâtea cauze. Și credem că Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a iertat și ne-a sfințit inimile. Și acum putem să mijlocim cu toată convingerea, cu toată puterea, cu toată autoritatea pentru cei ce sunt în nevoi și suferințe. Și am vrea să o facem cu credință.
Vă rog să vă rugați împreună cu mine pentru ca Domnul să cerceteze casa mea, ne spune un bilet. Domnul să cerceteze fiecare casă, fiecare viață, fiecare familie. Să ne rugăm pentru Angela, care își dorește mult un copil și a încercat atâtea soluții și până acum n-a reușit să aibă un copil. Fie ca Dumnezeu să-i dăruiască un copil și lui Angela și tuturor care cer din mâna lui Dumnezeu. Să ne rugăm și pentru Claudia de 13 ani, care are probleme grave de coloană. Chiar și eu am niște probleme în dimineața aceasta cu spatele și am mereu probleme cu coloana și știu ce înseamnă și fie ca Dumnezeu să se atingă și de Claudia și să-i dăruiască sănătate. Iubită biserică, vă rog să mă sprijiniți în rugăciune pe mine și pe fiul meu ca Domnul să ne dea biruință în încercare. Domnul să dăruiască biruință și acestei familii. Să ne rugăm pentru sora Mirela Bucaciu, care va fi operată. Domnul să-i dăruiască sănătate și vindecare, sorei Mirela. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a ascultat rugăciunea făcută duminica trecută pentru sora Marta, care era bolnavă. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să fie lăudat și binecuvântat și ne bucurăm când cei care trec prin necaz, prin strâmtorare și au izbăvire. Încurajează biserica Domnului printr-un bilet de mulțumire înaintea Domnului. Să ne rugăm și pentru Beniamin, ca Beniamin să-L cunoască pe Domnul. Domnul să lucreze și la inima lui Beniamin și la tuturor celor nemântuiți din locul acesta, din familiile noastre, fie ca Domnul să-i atingă și să aducă vremea cercetării lor. O fetiță din Suceava, Rahela, care are 10 ani, a suferit de o tumoră la cap și acum 2 săptămâni au fost făcute 3 operații. În urma acestor operații, fetița a rămas fără vedere. Să ne rugăm Domnului cu putere pentru fetița aceasta, pentru Rahela, ca Dumnezeu să se îndure de ea și să-i dăruiască vederea. Să ne rugăm pentru Ana, care este în spital în Cluj, în stare gravă. Domnul să se îndure și de Ana și să-i dea și ei sănătate și vindecare. Vă rog în numele Domnului să vă rugați pentru soția mea, care astăzi va fi internată în spital și mâine dimineață va face cea de-a 5-a cezariană. Dumnezeu să dea sănătate și vindecare și biruință și pentru această soră. Scump frați în Domnul, am nevoie de sprijinul dumneavoastră în rugăciune ca Dumnezeu să mă călăuzească și să lucreze la mintea celor care va trebui să stau de vorbă în zilele următoare. Doresc ca voia Domnului să fie peste decizia care se va lua, că cea este de cea mai bună. Fratele Mihai, Domnul să dăruiască și aici biruință și fie ca toate problemele vieții noastre să le cenzurăm și să le aducem înaintea Domnului în rugăciune. El este bun, El este cu noi, El ne ascultă, El știe vremea când va răspunde fiecăruia dintre noi, dar noi trebuie să stăruim cu credință înaintea Domnului. Mai este cineva care are vreo cauză în sală dimineața aceasta aici? Doamne, atinge fiecare mână și răspunde fiecarei cauze în taină, în inimă. Aș dori să ne rugăm, ridicăm la rugăciune pentru toate aceste cauze, pentru mâinile care au fost ridicate, pentru toate cauzele care le aveți în inimă, fie ca Dumnezeu să ne ascultă și să ne răspundă la vremea rânduită de El. Amin.
rămânem așa în picioare și din toată inima, spunând Hristos a înviat, ne întoarcem unii spre ceilalți și ne salutăm. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat. Domnul să te vie. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Reocupăm locurile și fratele Vasile Timșac va face anunțurile pentru biserică. Slăvit să fie numele Domnului! Doresc să fac anunțurile care sunt necesare pentru bunul mers al bisericii. După cum vedeți, fratele Dorin împreună cu fratele Daniel Vlad lipsesc din mijlocul nostru la închinare. Ei se află pentru ca să oficieze botezul nou testamental care este în Biserica Elim de la Ase. Ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze și să le dea putere să facă această lucrare. Apoi să nu uităm tabăra de copii care va începe săptămâna care ne stă în față, adică vineri la ora 9, toți acei copii care s-au înscris și vor participa la tabăra de copii trebuie să fie prezenți lângă Atom de la ora 9, vineri dimineața de la ora 9. Apoi, duminica viitoare, o să avem, după cum am anunțat și duminica trecută, în mijlocul nostru, corul bisericii de la Biserica Betleem din Londra. Împreună vor fi însoțiți de fratele păstor Nelu Dobra. Apoi, pe data de 28, adică ultima duminică din luna mai, vom avea în vizită corul bisericii Betania din Dublin. Ei vor fi însoțiți de frați de acolo și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze. După masă, avem în mijlocul nostru, care va fi la slujire împreună cu noi, fratele Ilie Puha din Austria. Apoi, mâine seară, din nou, fratele Ilie va fi prezent la slujire împreună cu fratele păstor Nicu Cosma din Austria. Să anunțăm și pe toți acei care sunt înscriși la școală, vineri de la ora 20 să fie prezenți pentru studiu biblic. Apoi să nu uităm să aducem fișele de membru, să nu întârziem. Nu sunt prea multe fișe aduse până acum, de aceea vă rugăm frumos să faceți tot posibilul ca să le aduceți, să nu lăsăm pe ultima sută de metri. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare cu bucurie sfântă. Amin. Urmează să mai facem o închinare înaintea Domnului și de data aceasta cu darurile de bunăvoie. În timpul acesteia, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului prin cântare, urmat de sora Crina Morar. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin.
ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost răstignit, păcatul meu El a ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul. Mă chinuia, dar la Iisus eu am alergat. El mi-a dat pace și m-a salvat. Dragul meu, astăzi ești chemat la acest har, ce e un dar. Pleacă-ți genunchii și inima, cere-i lui Iisus și-l vei avea. Harul, harul, harul. Sper să reușesc să fac loc la toate solicitările pentru a lăuda numele Domnului, dar în mod special când am văzut bilețelul acesta, surioara Mariana, Maria Munteana are o cântare spre slava Domnului, m-am gândit câte repetiții, câte emoții are fetița asta, așa că o să-i dăm în locul surioarei Maria Munteana să laude pe Domnul cu o cântare, urmată de sora Corina Popovici, care are dorința să laude pe Domnul cu o cântare, și apoi corul bărbătesc va lăuda numele Domnului prin cântare. Amin. Tatălui, locașuri multe sunt.
toți copii, are loc în cerul sfânt, în casa Tatălui, locașuri multe sunt. Iisus pentru toți copii, are loc în cerul sfânt. Lor pe acest pământ, și tu când treci pe lângă ei, îi vezi mereu cum plâng. În casa Tatălui, locașuri multe sunt. Iisus pentru toți copii, are loc în cerul sfânt. În casa Tatălui, locașuri multe sunt. Are loc în cerul sfânt. Dar trece un samaritean, sigur îl va ajuta. Îl va sui pe al său asin și acasă îl va lua. Are loc în cerul sfânt. În casa Tatălui, locașuri multe sunt. Iisus pentru toți copii, are loc în cerul sfânt. Poți fi și tu ca ei. În casa Tatălui, locașuri multe sunt. Iisus pentru toți copii, are loc în cerul sfânt. În casa Tatălui, locașuri multe sunt. Iisus pentru toți copii, are loc în cerul sfânt. Locașuri multe sunt. Iisus pentru toți copii, are loc în cerul sfânt. Amin. Ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire și închenarul ei deodată vezi un rai dintr-o privire. Când vezi două brațe întinse și auzi un glas de frate dăruind sub stele pale, calea pașnici la ușă, după crâncene.
jos în Ierihon pe uliți, prin mulțimea zgomotoasă, aducea Zacheu pe Domnul ca pe un oaspete la masă. Și prin ușa larg deschisă se auzea din încăpere: dau săracilor, o Doamne, jumătate din avere. Îngerii albi priveau din ceruri clipele de fericire. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire. Dar la inima ta rece stă Iisus de mult și bate. Ca să plece nu se îndură, ca să o frângă nu se poate. Deci grăbește-te și vino, trage repede zăvorul. Niciun oaspet nu-i pe lume ca Iisus Mântuitor. El dă pace, bucurie. O, ce bine-i când o ușă se deschide cu iubire. Amin. Thank you.
continuare, sora Andreea va lăuda numele Domnului prin cântare, apoi sora Lavinia Stan și din nou corul bărbătesc. Multă vreme eu am rătăcit, neștiind că Iisus a murit pentru mine, că s-a pe Golgota.
Jertfei cale, inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Doamne, ce-aș putea să-ți dau? În schimbul jertfei cale, inima mea ți-o dau, cer mereu iertare. Pe cruce ai stat atârnat, purtai al lumii greu păcat, cuie în palme ți-au bătut, curgea din tine sânge sfânt. Dar tu spre Tatăl l-ai strigat, o iartă-i căci nu știu ce fac. Iubirea tu ai răspândit, o lume întreagă-i mântuit. Doamne, ce-aș putea să-ți dau? În schimbul jertfei tale, inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare. Doamne, ce-aș putea să-ți dau? În schimbul jertfei tale, inima mea ți-o dau, Iisus, și-mi cer mereu iertare.
noaptea să-i cânte încetat, ce noi ce m-a salvat, salvat. Ce fericit, fericit cu Domnul meu, lângă Iisus, Iisus să stau mereu. Ziua și noaptea să-i cânte încetat, ce noi ce m-a Maria Nemes va lauda numele Domnului prin cântare, apoi corul mixt al bisericii va încheia timpul de laudă din dimineața aceasta și apoi fratele Vasile Timșac va vesti cuvântul Domnului pentru noi. Amin. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să văd umărul care purtata crucea spre Caleva și să privesc un duioșare la rana care-a sângerat, să văd și urma de coroană și gaură din coasta ta și urma de la auzi mulți, Iisus, din carnea ta. Să-ți văd și fața palmuită de mâna cruntului ostaș spre care tu ai privit cu milă lacrimă din ochii scari.
privi cu milă, cu lacrimă din ochii scap, să-ți văd și mâinile străpunse și țintuite sus pe lemn și sângele lăsat să curgă, iubirea pentru pământe, să-ți văd picioare care tu cu atâta milă la orice poartă te-ai oprit. Și astăzi văd Iisuse dragă ce ei atunci n-au văzut și înțeleg care tu pentru mine ai avut. Și astăzi văd Iisuse dragă ce ei atunci n-au văzut și înțeleg iubirea care pentru mine ai avut. Și azi în dragostea ta mare să te oprești în dreptul meu, să înțeleg povara care ai purtat-o în locul meu. Și-aș vrea ca-n viața mea să fie iubirea care-n tine a fost, să pot ierta pe orice cine așa cum tu exemplu ai fost. Și să înțeleagă orice cine că-n jertfa ta de pe calvar ai vrut ca orice om să aibă iertare și viață-n dar. Și să înțeleagă orice cine că-n jertfa ta de pe calvar ai vrut ca orice om să aibă iertare și viață-n dar.
Deschidem cuvântul Domnului care stă scris la pagina în Sfânta Scriptură 1120, întâia carte a Corintenilor, capitolul 10. Voi da citire de la versetul 14 până la versetul 22. Pagina în Sfânta Scriptură 1120. La masă cu Domnul. Și bineînțeles, privind în cuvântul Domnului și de-a lungul viacurilor istoriei, cuvântul lui Dumnezeu s-a vestit și s-au dat atâtea învățături la noi în biserică despre cina Domnului. Este adevărat că atunci când privim în Cartea Corintenilor, adevărat că acești oameni corinteni au avut niște probleme cu privire la sărbătoarea aceasta, la felul cum să sărbătorească, la felul cum să înțeleagă ce înseamnă această pâine, ce înseamnă rodul viței. Și Apostolul Pavel a lămurit aceste lucruri. De aceea, în această dimineață rog pe Bunul Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt să mă călăuzească, ca să putem înțelege cât de important și felul cum să stăm la masă cu Domnul. Și mesajul pe care în această dimineață vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, m-am inspirat din a doua parte a versetului 21 și îl intitulez Atunci când stăm la masă cu Domnul. Atunci când stăm la masă cu Domnul. Este foarte important să știm modul cum trebuie să stăm la masă cu Domnul. Și nu mă voi inspira din altă parte, din cuvântul lui Dumnezeu, ci doar din textul pe care l-am citit. Uitați-vă dumneavoastră atunci când citim versetul 16, prima parte spune astfel, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Ceea ce înțeleg acolo și aș vrea să numesc primul lucru, să putem să stăm la masă cu Domnul, trebuie să credem în efectul puterii sângelui Domnului. Sau trebuie să credem în rezultatul pe care îl are sângele Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în versetul acesta și reamintesc, noi suntem în împărtășire cu sângele lui Hristos. Mă uitam puțin în dicționarul limbii române ce înseamnă împărtășire și am găsit câteva lucruri foarte importante. Și chiar de acolo a fost prezuma acestui punct care spune în felul următor, împărtășire înseamnă a destăinui sau a transmite cuiva ceva, a fi de acord cu acel lucru sau a accepta punctul de vedere. În momentul când Apostolul Pavel spune trebuie să fiți în împărtășire cu sângele lui, m-am gândit, este adevărat. Nu poți să te împărtășești dacă nu crezi în puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Să vedem câteva lucruri foarte importante care le face sângele Domnului Iisus Hristos. Și uitați-vă, când privim în cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi câteva lucruri foarte importante care dumneavoastră vă sunt foarte cunoscute. Și m-am tot gândit, predicăm de fiecare dată când avem cină, despre atâtea lucruri pe care le cunoaștem. Și am zis, oare chiar Dumnezeu poate lucra? Și am găsit un cuvânt pe care îl spune Apostolul Pavel. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Știți ce cred eu? Eu cred că noi de multe ori uităm și Dumnezeu ne mai amintește câteodată. Ne mai vorbește Domnul, ne mai amintește cum trebuie să trăim, cum trebuie să stăm la masă cu El. Și uitați-vă dumneavoastră ce face sângele Domnului. Ne spune cuvântul Domnului că sângele Domnului ne-a răscumpărat. Atunci când privim în Cartea Apocalipsa, în capitolul 5, în versetul 9, acolo vom înțelege acest lucru de care vă spun eu și spune astfel. Dacă vreți, acele patru făpturi vii care stau înaintea Domnului și acei 24 de bătrâni, spune că ei cântau o cântare nouă și în cântarea lor cântau niște cuvinte foarte minunate. În versetul 9 din Cartea Apocalipsa, capitolul 5, spune astfel, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat
și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice narod și de orice neam. Dragii mei, dacă poate face ceva sângele Domnului, sângele Domnului poate să răscumpere. Oamenii zilelor noastre, și sunt confesiuni unde, dacă vreți, pun socoteala aceasta în mâna unui preot, în mâna unui duhovnic, oamenii încearcă să rezolvă această problemă a răscumpărării în cineva care crede ei că poate să facă. Dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului atunci când Apostolul Petru, în întâia carte, în capitolul 1, versetul 18 și 19, Apostolul Petru spune că unde este răscumpărarea și spune astfel, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci, partea aceasta cu răscumpărarea, cu plata, cu banii, cu poziția socială, cu, dacă vreți, cunoștințe, ea cade. De aceea, ca să putem sta la masă cu Domnul, trebuie să credem în efectul puterii sângelui Domnului Iisus Hristos, în rezultatul pe care îl dă El. Adică sângele Domnului Iisus Hristos ne-a răscumpărat din felul nostru de viețuire pe care noi îl moșteniserăm. Noi ne-am născut cu păcat, pentru că așa ne spune cuvântul Domnului. Adam, primul om, a păcătuit și păcatul s-a moștenit din om în om. Și trebuia să aibă loc o răscumpărare. Și această răscumpărare, dacă nu s-a putut face prin rânduiala legii, prin porunca legii, a făcut-o Dumnezeu prin însuși Fiul Său Iisus Hristos, prin sângele Lui, slăvit să fie numele Domnului. Apoi o să vă mai dau încă un cuvânt care stă scris în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, în versetul 8. Acolo cuvântul Domnului ne spune astfel. În versetul 28, scuzați-mă. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Deci nu este îndoială în efectul puterii sângelui Domnului Iisus Hristos. Nu putem să ne îndoim că sângele Domnului nu are putere de răscumpărare. Noi trebuie doar să credem și mă rog ca Domnul să ne ajute să putem crede. Iar apoi să vedem un al doilea lucru foarte important pe care îl face sângele Domnului Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului că sângele Domnului, și ce a făcut? Ne curățește, ne iartă. Odată plătește Dumnezeu, ne răscumpără din felul nostru de viețuire, din păcatul pe care îl moștenișărăm și apoi trebuia plătit tot prin sângele Lui păcatul. Trebuia să curățească. Și ne spune cuvântul Domnului în această direcție, în Apocalipsa, în capitolul 1, dacă ne uităm, în versetul 5, acolo Apostolul Iubirii Ioan spune astfel. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său cel Sfânt. Dragii mei, acesta este efectul puterii lui sângelui Domnului Iisus Hristos. Este că El ne-a răscumpărat, apoi El ne-a spălat, ne-a curățit de păcate. Și bineînțeles că aș putea să vă dau foarte multe argumente din Sfânta Scriptură, în care sunt stipulate aceste lucruri, adică că sângele Domnului iartă, sângele Domnului curățește de păcate pe oameni. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere să putem să acceptăm acest lucru. Ce înseamnă oare dacă cineva a păcătuit? Ce trebuie să facă? Să tacă?
să ascundă undeva păcatul în inimă, undeva într-un colțișor și să-și vadă de treabă. Vreau să vă spun că nu este ideea cea mai bună. A încercat și David. În Psalmul 32 găsim acolo câteva cuvinte foarte relevante care ne descriu că oamenii care tac, oamenii care ascund păcatul, ce fac? Oamenii n-au propășire. N-au propășire. Oare ce trebuie să facem când păcătuim? Să așteptăm să vină cina Domnului? Sau să așteptăm un moment așa când Dumnezeu va lucra într-un mod miraculos în biserică? Spune cuvântul Domnului că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Domnului! Sângele Domnului are putere și astăzi să curățească. De aceea ne îndeamnă pe noi ca noi să ne revizuim viața noastră, să ne uităm dacă am păcătuit, să ne cerem iertare, să ne cercetăm viața noastră. Suntem predispuși noi oamenii, credincioșii, să încercăm să curățăm viața altora. Să încercăm să ne uităm în viața, în grădina altuia. Suntem predispuși să spunem altora cum ar trebui să trăiască, să nu păcătuiască. Și dacă le-am dat voie la mulți, sunt sigur că acei care aveți mașini mai bune, v-ați trezi în față cu un Dacia Logan, sau știu eu, una de astea mai fără marcă. Pentru că așa văd ei, dar sunt oameni care nu-și văd lucruri care trebuie să-și curățească. Invidia. Sunt oameni care vor goli conturile ca să dea la săraci. Nu pentru că așa e bine, dar pentru că este invidie. Ar fi bine să ne privim în viața noastră, să ne curățim viața noastră, inima noastră, să-i spunem Domnului ca să ne dea ochi, ca să ne vedem viața noastră, să ne curățim, să-i spunem Domnului, Doamne, am înțeles că sângele Tău are putere să curățească și să iartă. Vreau să fiu curat. Vreau să fiu curat înaintea Ta, pentru că sângele Tău are putere să curățească. Slăvit să fie numele Domnului. Bineînțeles că am putea să citim foarte multe lucruri cu privire la acest lucru, dar aș vrea să trec mai departe și să vedem încă un singur lucru. Ne spune cuvântul Domnului despre sângele Domnului și spune astfel că sângele Domnului mai dă, știi ce? Biruință. Spune în capitolul 12, în cartea Apocalipsa, în versetul 10 și 11, un cuvânt foarte minunat. Spune, și-am auzit în cer un glas care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului, pentru ca părășul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit. Prin sângele mielului. Câți dintre noi n-am încercat să ne luptăm împotriva diavolului? Nu? Am încercat să facem tot felul de lupte. Și să știți, ne spune un cuvânt foarte frumos care aș vrea să-l citesc și armele cu care noi credincioșii ar trebui să ne luptăm. În a doua carte a Corintenilor, capitolul 10, versetul 3 și 4, spune Apostolul Pavel și învață foarte frumos și le spune astfel, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Câți dintre noi ne-am gândit să avem biruință într-o faptă când cineva ne-a vorbit de rău, am folosit probabil și arme firești. Nu? Câți dintre noi n-am avut puterea să spunem iartă, m-am spus, da, într-adevăr. Și am încercat să luptăm cu armele noastre care am găsit că sunt foarte bune. Ascultați-mă, acolo vor fi doar biruitori acei care au biruit prin sângele mielului. Apostolul Pavel spune că să luptați în rugăciune, prin rugăciune. Atunci când nu putem să rezolvăm problemele noastre, când nu putem să ajungem la biruință, nu folosim lucruri ușoare. Nu folosim lucruri care sunt firești și pământești, ci să stăm înaintea Domnului în rugăciune și Domnul ne va da biruință. Și într-o bună zi
vom face parte dintre cei care au biruit prin sângele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Iar apoi, ca să putem sta la masă cu Domnul, ne spune cuvântul Domnului și aș vrea să îl privim în textul pe care l-am citit în versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Ca să poți sta la masă cu Domnul, trebuie să fii în trupul Hristos. Dar aici e o dilemă, e o problemă. Oare toți care sunt în biserică sunt în trupul lui Hristos? Încercați să-i spuneți cumva, cuiva, că nu este în trupul lui Hristos. Dar n-aș vrea să vă spun eu care este în trupul lui Hristos, care nu este. Ne spune cuvântul Domnului atunci când citim în Cartea Romană, autorul Cărții Romani, în capitolul 12, vedem acolo, ne spune astfel, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, arcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Eu atâta pot să spun că mădularele în trup sunt active. Ocul este ochi, mâna este mână. Ne spune Apostolul Pavel în 1-a carte a Corinteni, în capitolul 12, acolo, dacă vă uitați dumneavoastră, scrie foarte frumos. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa și este și Hristos. Noi toți am fost botezați în adevăr de un singur Duh ca să călătuim un trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie sloboș. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Știți ce înțeleg eu? Ce spune Apostolul Pavel o corintenilor? Poate să fie el de peste Prut, poate să fie el oriunde ar fi, poate să fie el ardelean, moldovean, poate să fie el marogoltean sau orice altceva, în momentul când ești botezat, în momentul când intri în trupul lui Hristos, faci parte din trupul lui Hristos. Singurul lucru de care vei fi tras la răspunde, vei fi tras pentru că n-ai făcut nimic. Dacă crezi că ești în trupul lui Hristos, ne spune un cuvânt, cine știe să facă binele și nu-l face, ce face? Păcătuiește. Și eu cred că mulți credincioși în Împărăția lui Dumnezeu, când vor sta înainte lui Dumnezeu, cred că vor fi credincioși și vor fi împlinit voia lui Dumnezeu. Dar cred că mulți oameni vor fi acolo judecați pentru că n-au făcut nimic bine. Pentru că s-au gândit să facă alții. Mă rog ca Domnul să ne dea putere să putem înțelege rolul pe care îl avem în trupul lui Hristos. Să ne dea putere Domnul să putem să îmbărbătăm, să ne dea putere Domnul să putem să ne rugăm pentru alții, să putem să simțim pentru alții. Acesta este de fapt trupul lui Hristos. Unuia Dumnezeu i-a dat un dar, iar altul i-a dat altul pentru folosul altora și trebuie să-l folosim nu oricum vrem noi, așa cum ne taie capul. Nu, spune cuvântul Domnului, după măsura credinței, după puterea care i-a fost dată. Deci trebuie să trăim și să fim vii în trupul lui Hristos. Faptul că ocupăm un scaun în biserică, faptul că suntem prezenți la biserică, iar rest nu facem nimic, ascultați-mă, nu poate să ne garanteze că suntem în trupul lui Hristos. Vreau să vă spun că aici în biserică putem fi cei mai buni. Dar să știți că unele lucruri pe care le stipulează Sfânta Scriptură sunt oameni care au nevoie afară de ochi, adică de tine. Sunt oameni care au nevoie de ajutor afară, nu în biserică. Sunt oameni, acei care fac parte din trupul lui Hristos, au nevoie de tine afară, nu în biserică. De aceea mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea putere să fim cu adevărați oameni care să-L slujim pe Dumnezeu în trupul lui Hristos. Apoi uitați-vă dumneavoastră, un cuvânt pe care noi putem să-L găsim, ne spune Apostolul Pavel în Cartea Coloseni, în capitolul 2, în versetul 18 și 19, el vorbește acolo de o categorie de oameni care nu sunt în trupul lui Hristos și ce se poate întâmpla. Versetul 18 din capitolul 2, Cartea Coloseni. Nimeni să nu vă răpească piremul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la înger, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești,
Și nu? Se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încăieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Știi ce înțeleg eu? Oamenii care nu sunt în trupul lui Hristos nu-și primesc seva. Ei nu știu nici să simtă, ei nu știu nici să se bucură când se bucură altul, dacă vreți, fac invers. Când fratele tău aproape de tine se bucură, tu plângi. Îți pare rău că îi merge bine. Când fratele de lângă tine plânge, tu ești așa-i trebuie, te bucuri. Asta vrea să însemne că noi nu suntem în trupul lui Hristos. Eu nu vreau să judec pe nimeni, dar este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului pe care l-am citit, oamenii care stau la masă cu Iisus la masă, ei trebuie să fie în trupul lui Hristos. Trebuie să fie în împărtășie. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ne privim doar la Fiul lui Dumnezeu și citeam un citat a unui scriitor creștin și el spunea foarte frumos despre Domnul Iisus Hristos și spunea că Domnul Iisus s-a coborât atât de jos ca fiecare să ajungă la El. Suntem noi în acea postură ca toți oamenii să poată să vină la noi? Iisus a făcut-o, era Fiul lui Dumnezeu. A părăsit slava cerului ca eu și dumneata să putem să avem harul să intrăm la El. Și apoi continuă El, înscrie lui acel păstor, a fost împărat, dar s-a născut în iesle, era evreu, dar a trebuit să fugă în Egipt și și-a trăit copilăria în Nazaret, între galileieni care sunt cu sânge amestecat. Deși a fost neprihănit, a umblat în tovărășia vamișilor și păcătoșilor. Iisus a făcut acest lucru. Facem noi acest lucru? Suntem doi gata să ne plecăm la cei care au nevoie de noi? Sau suntem atât de ocupați încât nu mai putem răspunde nici la telefon? Dragilor, ne spune cuvântul Domnului, dacă vrem să stăm la masă cu Iisus, nu înseamnă că ești aici doar ca să te vadă frații. Poți să faci acest lucru, dar va veni o zi când eu și dumneata vom sta în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și acolo nu va merge cu fățișul. Acolo nu putem să fim doi oameni. Ne spune cuvântul Domnului acolo despre niște oameni care au făcut vindecări, despre niște oameni care au vorbit în numele Domnului, despre niște oameni de care s-au speriat duhurile. Dar Domnul Iisus Hristos spune că plecați de la mine despre ei, că nu vă cunosc. Ați făcut și fără de lege, dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să trăim în sfințenie, în adevăr, să putem să fim de folos lucrării lui Dumnezeu, să nu ne, dacă vreți, să nu ne vedem pe noi atât de mici, pentru că nu este chiar așa. Suntem, avem același drept, fiecare dintre noi în trupul lui Hristos. Și Dumnezeu, când ne-a răscumpărat, ne-a găsit și locul pe care să-L ocupăm în trupul lui Hristos. Gândiți-vă că fără dumneavoastră nu poate exista trupul lui Hristos. Dacă nu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu faci lucruri pe care ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că ai o problemă. Nu te alimentezi din trupul lui Hristos. Așa cum am citit cuvântul lui Dumnezeu, mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca să fim oameni care să putem înțelege responsabilitatea pe care o avem. Putem să ne primim unii pe alții. Putem să ne rugăm unii pe alții, putem să simțim, putem să îngrijim unii de alții. Poate nu putem să facem lucruri mari, nu putem să predicăm, cântăm, dar sunt atâtea slujbe care nu sunt văzute și duc lipsă de oameni care ar trebui să fie acolo la locul unde sunt chemați. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare, să putem să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, dă-ne putere să ne vedem locul unde ne-ai chemat în biserică. Să putem să fim de ajutor lucrării lui Dumnezeu. Probabil ne gândim, auzi, sunt foarte mulți, sunt oameni învățați sau, mă rog, eu ales Dumnezeu pe alții. Vreau să spun, Dumnezeu are nevoie de fiecare unul dintre noi. Pentru că după cum va plăti pe cel care a venit la repetiții la cor, pe cel care a predicat, pe cel care s-a jertfit în lucrarea lui Dumnezeu, așa va trebui să te plătească și pe tine Dumnezeu. Întrebarea este, va avea pentru ce să te plătească Dumnezeu?
Domnul să ne ajute și să ne dea biruință să putem înțelege. Apoi, aș vrea să mă apropii spre încheiere și să nu uităm un ultim lucru ca să putem să stăm la masă cu Domnul. Se află în prima parte a versetului 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Știți ce cum am numit eu lucrul acesta? Nu putem trăi în compromisuri. Oamenii care stau la masă cu Domnul nu pot trăi în compromisuri. Nu poți bea paharul dracilor și paharul Domnului. Nu poți trăi o viață dublă, vrea să spună cuvântul Dumnezeu. Nu poți umbla toată săptămâna unde vrei. Nu poți privi toată săptămâna la ce vrei. Iar după aceea să vii să stai la masă cu Domnul. Așa înțeleg eu acest cuvânt. Nu vreau să judec pe nimeni, dar așa înțeleg eu acest cuvânt. Mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea putere, ca să nu trăim în compromisuri, să trăim în sfințenie. Este adevărat, spun oamenii, așa este vorba românului, dacă te pocăiești cu 3 zile înainte de moarte, vei fi mântuit. Care dintre noi ne știm ziua sau momentul când vom pleca de pe acest pământ? Care dintre noi? Niciunul dintre noi. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim în fiecare zi în dreptate, în sfințenie, să nu trăim în compromisuri. La un moment dat, Apostolul Pavel vorbea în a doua carte a Corintenilor, capitolul 6, în versetul 14 până la versetul 16, un cuvânt pe care dumneavoastră îl cunoașteți și spune: și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Voi lua o mădulare a lui Hristos și voi face din el mădulare a unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Sunt oameni care fac păcate, care trăiesc în păcate. Sunt oameni care trăiesc o viață dublă și totuși, ca să nu știe soția, ca să nu știe biserica, ei se apropie și stau la masă cu Domnul. Ce, spune, ce diferență? Sau ce, spune, v-am scris în epistola mea, în capitolul 5, versetul 9, ce, în epistola mea, să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cei lacom de bani sau cu cei hărpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar, că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hărpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Greu cuvânt, greu cuvânt, dar nu putem trăi în compromisuri. Va trebui să alegem, va trebui să vedem ce legătură este între lumină și întuneric. Ce legătură poate fi? Nu este. Ori lumină, ori întuneric. Domnul să ne dea putere să putem înțelege cât de important este să știm cum să stăm la masă cu Domnul. Și spuneam în această dimineață, atunci când vrem noi oameni, noi creștini, să participăm și să stăm la masă cu Domnul, va trebui să nu uităm câteva lucruri foarte importante. Trebuie să credem în rezultatul, dacă vreți, sau în efectul puterii sângelui Domnului Iisus Hristos. Apoi, neapărat, trebuie să fim în trupul lui Hristos și putem să ne identificăm, n-ar trebui să vă dau eu foarte multe detalii. Noi putem să privim ce face un mădular în trupul lui Hristos. Iar apoi, să nu uităm, dacă vrem să stăm la masă, sau atunci când stăm la masă cu Domnul, noi nu avem voie să trăim în compromisuri. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim în adevăr și în sfințenie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să ne învrednicească, să putem sta la masă cu El. Și cred că toți acei care vom sta în curăție de inimă, aici, la masă cu Domnul, va veni o zi când acolo în Împărăția lui Dumnezeu, Iisus Hristos a promis, va sta cu noi la masă. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Amin. Aș dori să ne ridicăm cu toții și invit frații slujitori pentru lucrarea cinei Domnului să vină aici.
frații slujitori din sală sunt rugați ca să urce sus. Care îl citim atunci când sărbătorim cina Domnului în 1-a carte a Corintenilor, capitolul 11, voi da citire de la versetul 23. Vom veni înaintea Domnului și vom sta în rugăciune și încă o dată. Vom veni și ne vom cerceta viața noastră, inima noastră și vom cere lui Dumnezeu iertare. Vom cere lui Dumnezeu ca El să ne învrednicească că în această zi să stăm înaintea Lui. Iar în urmă, rugăciunii în comun, fratele Mitică ne va conduce și va cere binecuvântarea peste pâinea care ne stă în față, iar pentru rodul viței, fratele Daniel Leonte. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Intrăm în rugăciune. Stăm înaintea ta pentru că tu ești Dumnezeul nostru și împăratul nostru. Vrem în această dimineață să venim înaintea ta, așa cum suntem, Doamne, ne cunoști pe fiecare. Vrem să venim înaintea ta cu șchiopătările noastre. Vrem să venim înaintea ta, Doamne, cu greșelile noastre. În numele Sfânt al lui Iisus, Doamne, cerem îndurarea ta, Doamne. Peste noi iartă-ne, Doamne, cât am greșit înaintea ta. Tatăl nostru care ești în ceruri,
Ne închinăm înaintea Ta în această zi de 7 mai 2017. Stăm în fața unui Dumnezeu sfânt și adevărat, care ne-a iubit, care ne iubește și care ne dorește la El. Suntem chemați la masa Ta în această zi și vrem să răspundem prezent cu toții din locul acesta. Mâinile mele țin în ele, Doamne, pâinea care reprezintă trupul Tău, un trup care a fost jertfit pentru viața mea și a tuturor celor ce cred în Tine. Te chemăm pe Tine, Doamne, ca să spui Tu mâinile peste această pâine și să dai Tu binecuvântarea Ta. Ai dat-o și o vei da tuturor celor ce o aduc înaintea Ta cu inimă curată, cu inimă sinceră și doritoare de cer. Biserica Elim stă înaintea Ta doritoare de Tine, doritoare să se împărtășească din trupul Tău și mulțumitoare jertfei Tale de la Calvar. Suntem recunoscători acestei jertfe și în ziua de astăzi o respectăm, sărbătorind-o și participând la ea. Binecuvintează pe toți cei care au rămas, Doamne, să împărtășească din trupul Tău și au credință, Doamne, că ei au fost iertați și eliberați de Tine. Întărește și ajută să rămână în picioare. Îndură-te de cei care lipsesc și care vor lipsi de la această masă astăzi aici. Doamne, dorim întoarcerea fiilor pierduți. Dorim ridicarea poverilor de pe cei care le poartă. Dorim să cadă lanțuri de pe cei care sunt legați. Și dorim bucurie din bucurie de plină. O avem și acum datorită Ție, dar vrem să o avem și datorită nouă a tuturor care, stând în prezența Ta, să fim cu toți la masa Ta. Credem în aceasta și până atunci rostim din nou binecuvântarea Ta peste pâinea aceasta și peste noi toți. Amin. Stăpâne Tată al cerului și al pământului, Tu care în dragostea Ta cea mare ai dat pe Sfântul Tău să moară pentru păcatele noastre, îți mulțumim. Toată inima slăvit să-ți fie numele Tău. Doamne Tată Ceresc, înaintea noastră stă rodul. Este binecuvântarea Ta, Doamne, care credem în ea. Simbolul acesta minunat al sângelui Tău care a curs pe Golgota. Ne-a învățat din cuvânt, Doamne, că ceea ce ai binecuvântat Tu este binecuvântat. Și este sângele Tău, mărit să-ți fie numele Tău. Te rog în dimineața aceasta, pune-ți mâinele peste acest rod al viței, rostește, Doamne, binecuvântarea și el să fie binecuvântat. Noi să ne împărtășim din binecuvântarea Ta și să fim una cu trupul și sângele Tău, Doamne, și astfel să căpătăm viață în noi înșine, omul nostru din lăuntru să fie plin de viață. Îți mulțumim, Tu, viață cerească, că ai coborât și ai luat moartea asupra Ta, care ne-ai dăruit viață veșnică, slăvit să-ți fie numele. Acum ne împărtășim cu trupul și sângele Tău și nu datorită nouă. Om întinde mâna, căci credem că și Tu ne-ai iertat, slăvit să-ți fie numele Tău. Glorim pereglaot, emparahagodoshile menaie. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că ești prezent în adunare. Îți mulțumesc că faci curățirea, Doamne, și ne învrednicești în această dimineață să stăm la masă cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa Ta și plin de bucurie și recunoștință ne împărtășim cu Tine, Doamne. Slăvit să-ți fie numele Tău cel Sfânt. Amin. Toți acei care sunt botezați și s-au cercetat în lumina Cuvântului Dumnezeu vor rămânea în picioare pentru a se împărtăși, iar toți acei care nu sunt botezați și au restricții din partea bisericii vor ocupa locurile. Împreună cu slujitorii care suntem aici vom face această lucrare. Amin. Oh.
să ne anunțe. Dacă nu, vă invit pe toți cei care ocupați. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, voi da citire de la versetul 13 până la 17. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți cât sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți, amin. Slăvim pe Dumnezeu că El a fost în această zi de partea noastră, ne-a călăuzit, ne-a binecuvântat. Ne-am ridnicit ca prin Harul Său să putem să fim ceea ce suntem, copiii Săi. Acum venim cu toți împreună și cu cuvinte de mulțumire înaintea lui Dumnezeu să-I mulțumim pentru acest timp pe care l-am putut petrece în casa Domnului și apoi toți acei și sunteți îndemnați să faceți toți spălarea picioarelor. Frații sunt în partea stângă sub scenă, iar surorile în partea dreaptă, locul pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Tatăl nostru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin. Cu harul și pacea Domnului, biserica este liberă până la întâlnirea noastră de după masă de la ora 18.